În ultima parte vom discuta despre piața de mărfuri. Vom începe cu petrolul. Petrolul care se află într-o perioadă foarte bună, am putea spune. Astfel, acesta tinde să oscileze și să încerce depășirea nivelului de 50 de dolari per, per baril. Această evoluție vine pe fondul slăbiciunii dolarului american pe de o parte, dar pe de altă parte, un alt factor pozitiv este reprezentat de um, un nou val de tensiuni în Orientul Mijlociu, care au ajutat uh, încrederea investitorilor cu privire la o potențială cerere și, în special, cu la o potențială reducere a ofertei pe, pe termen mai scurt. Astfel, vorbeam despre scăderea și această depreciere a dolarului american, care a fost determinată în mare parte de o reorientare a, a investitorilor. Pe de altă parte, tensiunile din Orientul Mijlociu au fost indicate de faptul că de faptul că nava americană USS Nimitz va rămâne în apele saudite în urma celor mai recente amenințări din partea Iranului. Această, acest comentariu a fost făcut de către secretarul de apărare american Chris Miller, e lucru care ar putea să ne indice uh, un nou potențial conflict în Orientul Mijlociu. Vedem noi amenințări din partea uh, Iranului cu privire la. Uh, cu privire la activitățile militare uh, americane din acea zonă care desigur știm că nu sunt deloc uh, nu sunt deloc pe placul acestora. Pe de altă parte, uh, un aspect important uh, este adus de calendarul economic uh, de astăzi, întrucât va avea loc o videoconferință a uh, OPEC Plus în cadrul căreia se va discuta uh, modul în care organizația va va programa producția pentru luna februarie și acest eveniment este oportunitate bună pentru investitori de a afla poziția dar în același timp și perspectivele instituției privind modul în care consideră că va evolua, că va evolua situația pe planul uh, pieței de, de petrol. Desigur, este un aspect interesant și rămâne de văzut dacă um, OPEC Plus va continua să majoreze uh, conform, uh, conform planului anterior producția cu 500.000 de barili pe, pe zi sau va menține nivelurile actuale de producție tocmai în ideea în care este posibil ca um, oferta pe termen, pe termen scurt să fie una mai scăzută pe fondul acestor acestor probleme din orientul mijlociu. În acest context, um, situația continuă să fie una destul de, de interesantă, cererea din China continuă să fie una destul de solidă și uh, este unul dintre uh, puținele locuri în care uh, petrolul este ajutat de, uh, de cererea locală. Pe de altă parte, uh, în Europa, situația continuă să fie una destul de, de problematică. Am vorbit deja despre uh, propunerea prim-ministrului Boris Johnson, iar pe de altă parte vorbim și despre. Noi măsuri de restricționare care uh, se au în vedere în, în Asia. Vorbim în special despre Japonia, care are în vedere impunerea uh, unei stări de urgență uh, pe o perioadă de o lună în Tokyo, dar și în alte trei regiuni uh, din apropiere, în timp ce uh, Corea de Sud a extins acea interzicere a adunărilor de persoane în număr mai mare de, de 4. Prin urmare, situația nu este tocmai cea mai optimistă pentru uh, potențialul de redresare al cererii de, de petrol, dar vedem că um, alte evenimente tind să aibă un efect pozitiv asupra uh, prețului petrolului, cel puțin pe, pe termen scurt. Prin urmare, evenimentul de la ora 16, ora, de la ora 16, ora României, ar putea să aibă un efect important asupra prețului materiei prime. Dacă vorbim despre aur, acesta a început anul într-o manieră extrem de, de optimistă. Astfel vorbim despre faptul că a reușit să spargă acest nivel, de, acest nivel psihologic de la 1900 de, de dolari pe um, uncie care a fost testat în mai multe rânduri în timpul sesiunii, în timpul sesiunii de pe 31, dar de fiecare dată vedem că nu a reușit să fie depășit. Deschiderea de astăzi a adus un gap ascendent de aproximativ 0,25%. De, de Prin urmare, nu vorbim despre o creștere uh, inițială atât de mare, dar aceasta a fost suficientă pentru depășirea acelui, uh, acelui baraj. Mai mult, um, încrederea investitorilor a fost alimentată și am asistat la o extindere continuă. În momentul de față, prețul evoluând în apropierea zonei de la 1.932 de, de dolari per baril. Desigur, atitudinea a fost, în bun, a fost ajutată în mare parte de um, scăderea dolarului american și în același timp de Randamentele reale din SUA, care au suferit deprecieri în ultima perioadă, desigur, acest lucru ducând la, o, la un nivel superior de atractivitate din partea metalului prețios. În acest sens, ratele reale de, de randament reprezintă diferența dintre ratele nominale ale titlurilor de stat, cele care sunt, sunt prezente în piață și evoluează, din care se scade rata inflației. Prin urmare, vorbim despre o valoare negativă de aproximativ minus 1,092%. Prin urmare, vorbim despre despre valori negative care ajută uh, ajuta aurul în această, în această perioadă. Mai mult, uh, în ciuda faptului că și piețele de capital traversează uh, perioade pozitive, uh, acest lucru nu, nu întrerupe avansul, dollar, uh, avansul aurului, care uh, am spus că reprezintă o uh, variantă alternativă pentru deținerea de, de aur care, pentru deținerea de dolar american care în momentul de față nu pare să fie neapărat pe placul, pe placul investitorilor. Pe de altă parte, există și alți factori de, de risc care ar putea să îi determine pe investitor să fie mai precauți. iar acest iar acești factori de risc vin chiar din SUA, unde au apărut noi comentarii Privind, au apărut noi comentarii privind um, alegerile din SUA, uh, întrucât președintele Donald Trump a cerut uh, guvernatorului uh, republican al Georgiei să renumere uh, voturile în ideea în care ar trebui să găsească o modalitate și să găsească aproximativ 12.000 de voturi în favoarea uh, candidatului republican pentru a-i acorda victoria în acel stat. Această propunere a fost respinsă de către guvernatorul, uh, de către guvernatorul Georgie, care a susținut că uh, datele deținute de către uh, președintele Donald Trump nu sunt, uh, nu sunt veridice și prezintă o realitate. Uh, total diferită de um, cea în care ia, de, de ceea pe care o cunoaște el. Prin urmare, vedem că există în continuare uh, factori de fricțiune la nivelul acestui uh, la nivel uh, planului politic din uh, din Sua. Iar, uh, această, uh, iar acest aspect privind uh, um, preluarea mandatului de către Joe Biden ar putea să, să fie un punct important uh, pentru începutul de, de an, întrucât uh, președintele Donald Trump a spus că va lua parte la uh, o serie de proteste care sunt organizate, avea loc pe data de 6 uh, ianuarie în, uh, în Washington DC, în momentul în care uh, Mandatul lui Joe Biden ar trebui să fie uh, aprobat de către, de către organele uh, în, în vigoare. Prin urmare, vorbim despre uh, o poziție continuă din partea președintelui Donald Trump cu privire la victoria lui Joe Biden, care ar putea să se transpună într-o uh, perioadă mai Uh, într-o perioadă de incertitudine la început de an și reprezintă, desigur, un, fact de, uh, un factor de um, neîncredere pe plan politic, cel puțin pentru moment. În contextul actual, uh, un potențial nivel de rezistență pentru aur se află chiar în zona actuală. 1932 vedem că a reprezentat și în trecut un punct destul de puternic care mai multe rânduri nu a reușit să fie depășit. Totuși, în cazul în care va avea loc o spargere în această zonă, următorul punct de urmărit ar fi 1966. În cazul unei respingeri, 1910 reprezintă zona de susținere. Calendarul de astăzi aduce O serie de indicatori PMI din diferite uh, economii, vorbind despre um, o serie de valori uh, inițiale, precum cele din Spania sau Italia, dar și uh, o serie de valori revizuite, precum au fost cele din Franța, uh, Germania sau cele pentru întreaga zonă euro, care vedem că au fost revizuite în scădere, sugerând uh, o variantă ușor, ușor mai slabă decât cea prezentată inițial. În a doua parte a zilei, atenția se va orienta, după cum spuneam, către acea videoconferință OPEC, care ar putea să, să fie în centrul atenției, dar ulterior vorbim și despre o serie de date din, din SUA și anume publicarea indicatorului PMI pentru sectorul manufacturier pentru luna decembrie, vedem că se așteaptă o ușoară încetinire de la 56,7 puncte la 56,5 puncte. Mai mult, vorbim și despre despre. Date din Canada la 16:30, același indicator PMI pentru sectorul manufacturier, tot pentru luna decembrie. Vedem că valoarea anterioară a fost de 55,8 puncte, valoarea prognozată nu este cunoscută. Săptămâna în curs va fi una destul de interesantă. Vor fi publicate datele ADP, care reprezintă un proxy important pentru înainte de publicarea raportului oficial NFP care va avea loc vineri 8 ianuarie și care vedem că se așteaptă să aducă o creștere cu 100.000 de locuri de muncă în luna decembrie. Vedem dacă această valoare va fi sau nu confirmată. A reprezenta o încetinire semnificativă de la valoarea anterioară de 245.000 dar în același timp a reprezenta un ușor avans având în vedere contextul incert de pe planul forței de muncă cu care ne-am confruntat spre sfârșitul anului. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă și un an plin de reușite. Noi ne auzim mâine, la revedere!